Românii care își fac cumpărăturile în marile lanțuri de magazine sau din piețe nu știu că pentru varza pe care o cumpără plătesc de 3-4 ori mai mult decât prețul cu care aceasta a fost importată. Strugurii sunt de peste 10 ori mai scumpe rafturi decât atunci când intră în țară. Prețul unui kilogram de fasole este umflat de 4-5 ori, iar pentru un kilogram de mere adausul distribuitorilor și al retailerilor este de 400-700%. Sterian Fui a declarat agenției Mediafax că prețurile din lanțurile de magazine sunt exagerate pentru că adausurile comerciale pe care le practică acestea și intermediari care intervin pe traseu, dublează sau triplează costul unui produs. Carnea de pasăre costă în supermarketuri 9 lei kilogramul și în hipermarketuri mai mult de 8 lei kilogramul, deși intră în țară de două ori mai ieftin cu 3 lei și 20 de bani pe kilogram. Ilie Van, președintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România, spune că diferența de bani intră în buzunarele importatorilor și distribuitorilor. O situație similară poate fi întâlnită și la uleiul de floarea soarelui, de la 2 lei și 95 de bani litrul în vamă. Acesta ajunge să coste 5-6 lei litrul în hipermarket și 7 chiar 8 lei litru la comercianți. Multe alte astfel de produse importate ajung pe piețele românești la prețuri exorbitante. Toți cei prin mâinile cărora trece produsul importat au de câștigat, cu excepția cumpărătorului.